chiar la ora 13 noaptea, țin minte, ne-am făcut semn să ieșim din Stufăriș, să mergem chiar spre Dunăre, să părăsim Balta. Ne-am încurajat unul pe altul, că o să fie bine, n-o să fie probleme, n-o să ne vadă, n-o să ne împuște, n-o să tragă nimeni în noi, se vede în apă doar capul. Și la început să notăm încet, de frică și de toată teama ce era pe noi, n-am mai simțit absolut nimic.